Iată-mă și în satul Voloave, fiindcă intrarea principală era blocată de anumite lucrări, am luat-o pe aici. Să vedem ce spun oamenii din sat. Cine merită să fie ales în funcție de președinte al Republicii Moldova? Din partea noastră, Dodoc. Aia ne-a dat pensii, ne-a mărit și bună și ne-a dat ajutor. Bună ziua, din Voloave sunteți? Nu. Nu doriți? Să răspundeți. Nu. Adică cine dorea să-l voteze? Sau așa, sau cine merită, da. Cine merită? Eu știu, cred că tot Dodonaș ar merita și eu știu. De ce? Cred că el, dar eu știu, dar poate alții au altă părere, eu știu. Я вас мой формат? Да, да. Коробку можно. А чьи номер твои президент? Кому когда Республика Молдова? Егор Додон. На их тебя опт, кари мерить? Ну, что я могу, что вас понял. Ну, не мой президент. Dar, pe crainii mele... Să vă spun cum este. Hai câte unul ca să reușim, spuneți. Vă spun cum este. Dodon până amu s-o hrănit. Și-o îmbogățit familia și tăți. Îmbogățit. Da, amu ea, lați fi tot el. Eu cred că el a susținut pentru narod. Dar dumneavoastră cum credeți? Eu tot cu partidul ăsta.